După cai a venit rândul vacilor să viziteze orașul lui Brâncuș. O vită a fost zărită azi dimineață în zona parcului de la Coloana Fără Sfârșit. Pentru că nimeni nu a oprit-o, vaca și-a continuat drumul pe principala arteră din oraș, ajungând în cele din urmă chiar în zona centrală. A dat ocol casei Monument Vasile Moangă și ulterior, speriată de un individ care încerca să o întoarcă din drum, a ajuns printre mașinile ce așteptau la semafor în zona statuii lui Tudor Vladimirescu. Vita, speriată de claxoane și strigătele oamenilor, a fost direcționată în curtea Colegiului Național Tudor Vladimirescu, în așteptarea unui echipaj de la poliția locală.